Vrem să devenim înțelepți, dar înțelepciunea nu vine odată cu vârsta neapărat. Stoicii din antichitate considerau că înțelepciunea este cunoașterea problemelor umane și divine cu ajutorul a trei abilități: înțelegerea mersului lumii în ansamblul ei, de ce ne comportăm în felul în care o facem și felul în care gândim și luăm decizii. Prin urmare, înțelepciunea înseamnă cunoașterea naturii umane și a lumii în care trăim, mai simplu spus. Astfel să avem un model despre cum să ne trăim viața pentru a fi împliniți și fericiți. Iar filozofia este metoda prin care putem să ne dezvoltăm cele trei abilități. Astfel, prin filozofie putem înțelege comportamentul uman, mintea umană și bunul mers al lumii în care noi trăim. Asta vom face și noi în acest video. Cum dezvoltăm cele trei abilități care ne fac înțelepți? Vom lua fiecare abilitate și o vom explica. 1. Legile Universului. Înțelegerea vieții presupune a studia legile Universului în care trăim. Stoicii credeau că există o inteligență superioară, o divinitate pe care noi o numim Providență, ce a construit lumea pe care o vedem și pe care o guvernează după legile sale. Fiind înzestrați cu rațiune și libertate în gândire, avem oportunitatea de a cunoaște aceste legi și prin ele să ne construim o viață mai bună, după puterile noastre. Aici este momentul în care devenim conștienți de propria soartă și o acceptăm, considerând-o parte a planului divin. Cunoașterea legilor înseamnă să ne potrivim dorințele după bunul mers al lumii. Dacă eu îmi doresc să am o profesie de succes, să am în vedere ce legi ale Universului mă vor ajuta. Poate să fiu perseverent, să fac ceea ce fac cu pasiune, să ofer valoare oamenilor și să mă îmbunătățesc constant. Dacă vreau un partener iubitor, să înțeleg cum funcționează atracția sexuală, ce sunt nevoile emoționale, cum se creează o legătură de atașament și așa mai departe. Dar este valabil și în sens negativ. Dacă oamenii se comportă nedrept cu mine, eu să nu mă înfurii, pentru că nu am nicio garanție că primesc bine la binele oferit lor. Dacă ajung la probleme de sănătate, să nu mă revolt împotriva cerului, pentru că sănătatea mi-a fost oferită fără să dau ceva la schimb și cu siguranță că mi va fi luată la un moment dat. Iar acest moment a venit. Înțelegerea a cum funcționează viața este înțelepciune. 2. Moralitatea. Presupune a ne folosi busola interioară care ne îndeamnă să mergem către bine și să evităm răul. În mod concret, să facem bine altora, să fim curajoși și cumpătați în stilul de viață pe care îl ducem și să fim corecți unii față de alții. În general, moralitatea face apel la caracterul nostru etic, la cât de oameni suntem, mai simplu spus. Să ne respectăm simțul omeniei și să-l punem în valoare prin a ne pune abilitățile în folosul altora. Oferind ceva din ceea ce avem, împlinim misiunea pentru care existăm pe acest pământ, de a ne ajuta unii pe alții. Ne-am născut pentru a lucra împreună precum picioarele, mâinile și ochii, ca cele două rânduri de dinți, superiori și inferiori. A ne sabota unul pe altul este nefiresc. A simți furie pe cineva, a întoarce spatele, prin acestea ne sabotăm. Marcus Aurelius. Moralitatea se vede și se simte cel mai bine în relațiile pe care le avem cu alți oameni. Stoicii considerau că suntem legați de semenii noștri și îndatorați a le face bine. Este legătura care ne unește cu ei și o parte din înțelepciunea spre care orice ființă umană dorește să aspire. 3. Gândire rațională. Stoicii credeau că gândirea rațională este o parte din divinitate și că folosindu-ne rațiunea, ne asemănăm cu înțelepciunea perfectă, adică cu însăși providența care ne-a creat și care este însăși înțelepciunea infinită. Gândirea rațională ne ajută să vedem clar realitatea în care trăim, să acționăm cu simț de răspundere și să ne adaptăm noilor noastre circumstanțe de viață în care suntem supuși. Astfel, ajungem să ducem o viață mai demnă și mai bună. Putem dezvolta acest tip de gândire prin logică, care înseamnă coerență în gândire. Logica se dezvoltă atunci când ne identificăm erorile de gândire și le corectăm. De obicei, acest lucru se realizează prin reflecție și prin psihoterapie. Mai înseamnă și abilitatea de a analiza corect situațiile de viață pe baza dovezilor solide. Spui că banii aduc fericirea? Mereu vor fi oameni cu bani nefericiți. Spui că oamenii te abandonează mereu? Dar cum se face că încă ai prieteni pe care nu i-ai mai sunat de mult? Când tragi o concluzie, întreabă-te doar pe ceea ce se bazează ceea ce crezi. În final, avem utilitatea gândirii. La ce te ajută să te gândești mereu la viitor? Nu vezi că doar te face mai anxios? La ce te ajută să te gândești continuu la trecut? Ai parte de sentimente de frustrare, vinovăție și rușine. Pur și simplu nu are rost. Sau când ieși de la job, ce rost ar mai avea să te gândești la ce este acolo? S-a terminat programul de lucru. Ți-a venit vreodată o idee genială în timpul liber care să-ți schimbe radical jobul? Mă înduiesc.
Simplul fapt de a admite că un gând nu te ajută te face să nu-l mai folosești. Înțelepciunea face legătura dintre minte și univers. Așadar, ne dezvoltăm înțelepciunea când investigăm lumea și lucrurile din lume. Moralitatea când ne ocupăm de viața umană și de relațiile cu semenii noștri și gândirea rațională când ne antrenăm gândirea logică, gândirea bazată pe dovezi și utilitatea în gândire. Iar stoicii au dezvoltat o modalitate prin care putem obține aceste lucruri și anume disciplina a sentimentului, care presupune a ne examina percepțiile și a le folosi corect, conform cu realitatea obiectivă. Înțelepciunea înseamnă folosirea corectă a percepțiilor. Zenon ne spune că doctrina fundamentală a stoicismului este folosirea corectă a impresiilor sau a percepțiilor. Iar Epictet, în conformitate cu ideea lui Zenon, ne spune că înțelepciunea este utilizarea corectă a reprezentărilor mentale. Să ne folosim mintea corect, mai simplu spus. Totodată, a doua dintre doctrinele fundamentale ale stoicilor era ideea de a trăi în armonie cu natura. În mod concret, a privi și descrie evenimentele așa cum se întâmplă ele, fără a le distorsiona, a le judeca într-un fel sau a le atribui mai multă sau mai puțină valoare decât ele au de fapt. Judecățile noastre interne ne tulbură de cele mai multe ori, generând conflict între mintea noastră și evenimentele de viață. Trebuie să ne oprim din a face judecăți, prin a ne izola gândurile și a ne îndepărta de ele. Ajunși în acest punct, e momentul de a adopta o atitudine obiectivă și de a cântări respectivul gând, pentru a decide dacă merită acceptat sau respins. De obicei, acest lucru se realizează cu ajutorul unui psihoterapeut, iar drept rezultat, nu vei mai simți suferință emoțională. Înțelepciunea înseamnă a excela în virtute. Nu este de ajuns să ne folosim mintea corect. Trebuie să facem și acțiuni concrete, iar acțiunile care ni se potrivesc sunt cele virtuoase. În concepția stoicilor, virtuțile au un caracter pur pragmatic. Virtuțile trebuie puse în aplicare pentru a dobândi înțelepciunea. Deci mai întâi dobândim înțelepciunea mentală a percepțiilor, care presupune cunoașterea binelui și a răului, iar apoi disciplina acțiunii de a face acte virtuoase. Din fericire, folosirea corectă a minții este singura condiție pentru a face binele. Deci nu ai nicio scuză să nu crești în înțelepciune. După cum spunea și filozoful stoic Crisip, omul înțelept nu are nevoie de nimic, dar se poate folosi de orice, în timp ce nebunul are nevoie de toate lucrurile, dar nu se poate folosi de niciunul dintre ele corect. Am făcut mai multe videouri despre înțelepciune, mai găsești unul în colțul de sus al ecranului. Hai să promovăm împreună educația emoțională în România. Mă poți ajuta cu un like, un subscribe și sper să mai urmărești și alte clipuri de pe acest canal. Mulțumesc pentru susținere!